Stimați colegi, bună dimineața! Rog să vă ocupați locurile. Secretariatul rog să anunțați prezența. Stimate domnule președinte al Parlamentului, stimați deputați, vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 84 de deputați. 84 de deputați. Vă mulțumesc. Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm drapelul de stat. Vă mulțumesc, stimați colegi, avem câteva solicitări de completare a ordinii de zi, semnate de domnul Alaiba. Domnul Alaiba, vă rog, fiecare în parte o prezentați, vă rog. Stimați colegi, domnule președinte, solicităm respectuos includerea în ordinea de zi a proiectului de lege numărul 32 din 8-2-2022, lege pentru modificarea anexei numărul 2 la titlul 4 din codul fiscal. Vă mulțumesc, stimați colegi, supun votului propunerea de completare a ordinii de zi cu proiectul numărul 32 din 08-02-2022. Rog, inițiem procedura de vot. Proiectul 32 din 08-02-2022, inclus în ordine de zi, cu votul la 67 de deputați. Vă mulțumesc. Domnul Alaiba, în continuare. Da, mulțumesc. Proiectul de lege, următorul proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, proiect numărul 176 din 11 mai 2022. Solicităm respectuos să includem în ordine de zi. Vă mulțumesc, stimați colegi, supun votului propunerea de completare a ordinii de zi cu proiectul 176 din 11.05.2022. Rog, inițiem procedura de vot. Proiectul 176 din 11.05.2022, inclus în ordine de zi cu votul la 70 de deputați. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Alaiba. Încă un proiect, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, numărul 287 din 13.07.2022. Vă mulțumesc. Supun votului propunerea de includere în ordine de zi a proiectului 287 din 13.07.2022. Rog, inițiem procedura de vot.
Stimați colegi, proiectul 287 din 13.07.2022, inclus cu votul la 68 de deputați în ordinea de zi. Domnul Araiba, în continuare. Da, mulțumesc și ultimul proiect care solicităm respectuos să-l includem în ordinea de zi, proiect numărul 108, modificarea unor acte normative. Proiect 108 din 31.03.2022 pentru modificarea unor acte normative este propus pentru a fi inclus în ordinea de zi. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 108 din 31.03.2022, inclus în ordine de zi cu votul la 68 de deputați. Vă mulțumesc în continuare, domnul Marian. Da, mersi, domnul președinte. De procedură, așa cum opoziția a fugit ieri la ședință, eu vreau să tot să mă adresez către domnilii dumneavoastră, pentru că de 5 luni, de când a început războiul din Ucraina, dumneavoastră nu v-ați expus pe această invazie a Rusiei în țară vecină și față de o ocupare ilegală de teritorii a Rusiei. De-aia noi vrem să auzim, este important și pentru cetățeni, să audă poziția dumneavoastră. Dacă susțineți invazia Rusiei sau o condamnați. Și vă rog să nu ne spuneți despre statut de neutralitate, pentru că noi suntem o țară neutră, din punct de vedere militar, dar noi nu putem să fim neutri din punct de vedere moral. De aia, domnul Grosu, chiar vă rog să le dați dreptul la replică, domnul Bătrâncea, domnul Voronin, cineva de la Șor, să ne spună clar și să știe lumea, susține invazia Rusiei în Ucraina sau o condamnă? Mersi. Haideți să epuizăm ordinea de zi, modificările ordinea de zi, după care, da, după care o să aveți posibilitatea să vorbiți. Doamna Stamati. Stimate domnule președinte, rog includerea în ordinea de zi a proiectului de hotărâre a Parlamentului numărul 329 din 2807. E vorba de demisia domnului Vlad Borea din funcția de deputat. Mersi. Vă mulțumesc, stimați colegi. Supun votului propunerea de completare a ordinii de zi cu proiectul 329. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 329 inclus în ordine de zi cu votul la 67 de deputați. Vă mulțumesc. În continuare, doamna Nicolaescu. Stimate domnule președinte, stimați colegi, rugăm includerea în ordinea de zi a proiectului numărul 328 din 27.07.2022, proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport, în legătură cu necesitatea adoptării unui nou cadru normativ pe domeniul elaborat ca urmare a adoptării Codului Mondial Antidoping. Mulțumim. Doamna președinte, încă o dată numărul, vă rog frumos. 328 din 27.07. 328 din 27.07.22. Stimați colegi, supun votului propunerea de completare a ordinii de zi cu proiectul 328 din 27.07.2022. Rog, inițiem procedura de vot.
Proiectul 328 din 27.07.2022, inclus în ordine de zi, cu votul la 70 de deputați. Vă mulțumesc. În continuare, domnul Istrati. Mulțumesc, domnul președinte. Rog să amânăm proiectul 393 pentru sesiunea toamnă-iarnă, după examinarea comisiei în fond. Mersi. Vă mulțumesc. Este inițiativa autorului, nu se supune votului. Da? Mersi mult. În continuare, domnul Bolea. Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, astăzi, 29 iulie, este o zi frumoasă pentru Republica Moldova. În această zi, în 1994, a fost adoptată Constituția Republicii Moldova. Așa că, dați să specificăm că astăzi este o zi frumoasă pentru țara noastră, să le urăm mulți ani sănătate pentru cei care au contribuit și au elaborat, da, acest proiect și pentru cei care au votat Constituția Republicii Moldova, de care astăzi ne ghidăm. Mulțumesc! Și eu mulțumesc, domnule deputat. Este, într-adevăr, este documentul în care moldovenii au consimțit suveranitatea și independența țării, în care este scris negru pe alb că statul Republica Moldova este unul democratic, cu oameni liberi, a căror drepturi trebuie respectate și protejate. Mersi mult și, într-adevăr, înaintașilor noștri care au votat Constituția acum 28 de ani. Și imnul. În continuare, domnul Bătrâncea. Domnule președinte, stimați colegi, bună ziua. Ne-am gândit cu colegii, face, nu face, de răspuns la anumite provocări și aberații, dar cazul unui coleg tânăr deja devine unul clinic și pe acest motiv reiterăm foarte pe scurt, laconic, că dumneavoastră nu sunteți în poziție să dați cuiva lecții, nu aveți în viață careva realizări, și mai puține realizări aveți în viața politică, și mai puține rezultate. Și la sigur, la al doilea mandat deja trebuie să citiți regulamentul, replică la replică nu se permite, dumneavoastră ne-ați vizat, să ascultați răspunsul. Nu sunteți în poziție să dați cuiva lecții. Colegii din această sală au fost aleși de cetățenii Republicii Moldova. Și colegii din această sală sunt deputați care au venit aici să muncească, să îndeplinească platforma și promisiunile electorale. Și la sigur nimeni din colegii noștri nu va veni la raport la dumneavoastră. Vom veni la raport în fața cetățenilor. Iar dumneavoastră să puneți mâna pe carte și pe regulamentul Parlamentului. Mulțumesc! Domnul Voronin, vă rog. Autorul acestei propuneri, eu aș solicita să numesc țările europene care au condamnat această agresiune. Asta e tot? Am înțeles. Nu, de la un bărbat a neamului, cumva mă închipuiem să, și pretins general să dea o apreciere, dar mă rog, asta e tot ce a rămas din general. Da. Vă mulțumesc, stimați colegi, supun votului ordinea de zi cu amendamentele care au fost operate. Rog, inițiem procedura de vot. Ordinea de zi este votată cu votul la 51 de deputați. Vă mulțumesc, doamna Apostolova.
Спасибо, но я хотела задать этот вопрос до голосования. Господин председатель, мы, вернее, вы внесли 5 дополнительных вопросов. Скажите, пожалуйста, все эти проекты имеют авизы правительства, все они согласованы со всеми институтами и проведены общественное мнение? Спасибо. Domnul Alaiba, vă rog. Dacă întrebarea e la proiectele pe care le-am propus adițional, da, ele au avizul guvernului. Da. Doamna Nicolaescu. Da, stimați colegi, proiectul 328 vine de la Guvern și de la Agenția Națională Antidoping și noi l-am examinat astăzi în ședința Comisiei. Mulțumesc. Domn Fătescu. Mulțumesc, domnule președinte. Господин председатель, я хотел бы вам напомнить позапрошлое заседание, на котором вы призвали всех депутатов и комиссии вернуться все-таки к регламенту парламента и все, что включается в повестку дня, проводить как минимум через бюро. Вы сами лично выступили с такой речью и призвали всех соблюдать это. Сегодня мы опять видим включение множества проектов, к которым депутаты должны подойти ответственно и изучить их для того, чтобы принять решение о голосовании. И опять все это вносится в последний момент. Я считаю, что все-таки ваше предложение на позапрошлом заседании было очень правильным и прошу вернуться к этой практике. Stimați colegi, sunt proiecte care sunt deja în a doua lectură, prin care noi le-am discutat. De ce nu e important pe sport? Prima lectură, e prima lectură? Da, haideți. A fost solicitare din partea guvernului. Discutăm în prima lectură, după care lăsăm, venim la toamnă și vedem care sunt, nu știu, obiecțiile. Da? Aveți tot timpul pentru a-l discuta, domn Fătescu. Domnule președinte, я не знаю, как другие, я привык работать так, что если я поднимаю руку, я должен знать, за что я голосую. Поэтому мне, например, лично мне, нужно время для того, чтобы понять, какие целая куча проектов включена в повестку дня и составить мнение. Для этого нужно время. Это значит, что я сейчас должен выйти из зала и готовиться и читать эти проекты или наше мнение об этих проектах. Это ненормальная практика. И вы сами, еще раз повторюсь, на позапрошлом заседании призвали депутатов и комиссии соблюдать регламент и вносить все в повестку дня через бюро парламента. Domnul Alaiba, vă rog. Eu nu știu dacă trebuie să prea mult să intrăm în detalii, eu doar o să vă amintesc despre acea rușinoasă ședință din decembrie 2020 în care ați votat într-o veselie tot felul de mizerii în mijlocul la un scandal și acum ați găsit regulamentul. Propunerile au fost incluse regulamentar, au fost susținute de majoritatea parlamentară, sunt unele lucruri care trebuie decise acum înainte de sfârșitul sesiunii, haideți să nu pierdem timpul. Vă mulțumesc, domn Furculiță, vă rog. Mulțumesc, domn președinte. Eu vreau să fac o remarcă la... Colegi, puține liniște. Vreau să fac o remarcă la o obiecție care a fost adusă astăzi unui coleg de partid, de fracțiune, domnul Vladimir Voronin. Vreau să spun că trebuie de apreciat ceea ce a făcut omul acesta pe parcursul anilor. A fost unul dintre cei mai buni președinți de țară. Eu o să țin minte și voi tot o să țineți minte momentul când până a venit dumnealui în calitatea de președinte și noi și agenții economici, mulți mergeam pentru hotărârea unor întrebări la așa numiții oameni în lege, da? Și primeam mai des refuzuri și ne trimiteau la hoții în lege. Vreau să-i spun mulțumiri, pentru că n-am avut posibilitate să-i spun mulțumiri nemijlocit, pentru că s-a răfuit cu toți acei hoți în lege și după el, întrebările, litigiile se hotărau de către oamenii legii. De aceea aveți respect față de unele personalități care au adus un aport foarte mare pentru consolidarea Republicii Moldova. Mulțumesc! Domn coleg, stimați coleg, eu vreau să spun că după aia era un banc în țara Republica Moldova. Muncea numai unul în țara asta. Numai unul munșe, numai Oleg săracul munșe. Și haideți să nu intrăm în polemică și pleadă de speech menu adus în politică, stimatul coleg.
Haideți, vă rog, ne concentrăm. Ne concentrați bandiții eu adus în politică. Mergem mai departe, vă rog. O să intri în istorie ca tata mafiei. Dar să trecem la ordinea de zi, vă rog. Proiectul, voi ați început-o, așa că vă rog eu frumos. Proiectul cu care vreau să vă propun să începem este proiectul 78 din 16.03.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 514 din 1995, privind organizarea judecătorească, legea 544 din 1995, cu privire la statutul judecătorilor. Judecătorului. Lectura a doua, doamna Stamati, raportul comisiei, vă rog. Stimați colegi, deși suntem la lectura a doua, eu am să fac doar câteva precizări, deoarece a trecut ceva timp de la examinarea în prima lectură. Ce se modifică prin proiectul numărul 78? Este vorba de proiectul infraconstituțional, cum îi spunem noi, care aduce în concordanță legislația cu privire la organizarea judecătorească, la modificările constituționale care au intrat în vigoare la 1 aprilie 2022. Prin acest proiect de lege se unifică procedura de numire a tuturor judecătorilor, deci prin concursul organizat și propunerea de CSM de către președintele țării, eliminarea termenului inițial de numire în funcție, reducerea imunității judecătorilor la imunitatea funcțională, transferul de la o instanță la alta de același nivel sau un nivel inferior să fie făcut fără decretul președintelui, componența CSM, acei 6 membri să nu fie, deci non-judecători, să nu fie neapărat doar profesori în drept, ci specialiști în domeniul dreptului sau alt domeniu relevant, alegerea celor 6 membri non-judecători cu votul al 3/5 din deputați în Parlamentul Republicii Moldova, mandatul CSM, un mandat unic de 6 ani fără posibilitatea de realegere și revocarea calității de membru a CSM, posibil să fie realizată cu votul a 2/3 din membrii CSM, adică după modelul Curții Constituționale. Unul din amendamentele propuse la proiectul numărul 78, examinat și aprobat de către de comisie pentru lectura a doua, ține de indemnizația unică de eliberare din funcția judecătorului și pensia specială. Astfel se propune că în cazul în care împotriva judecătorului a fost pornită urmărire penală pentru comiterea infracțiunilor legate de exercitarea atribuțiilor de serviciu sau care prejudicează imaginea justiției, plata indemnizației unice de concediere să fie suspendată până la data rămânerii irevocabile a hotărârii cu privire la vinovăție sau nevinovăție judecătorului și de asemenea o diferențiere între demisia obișnuită și demisia onorabilă a judecătorului. Știm cu toții că acum judecătorii pleacă într-o veselie, toți în demisie onorabilă, indiferent de modul în care și-au exercitat ei atribuțiile și modul în care au afectat, din păcate, de cele mai multe ori negativ, imaginea justiției. Respectiv se propune completarea cu alineatul 5 prim. Nu se consideră plecarea onorabilă demisia judecătorului care a comis fapte care discreditează justiția sau compromit cinstea, onoarea și demnitatea de judecător, care urmează a fi decis de către CSM. Și de asemenea, eliberarea din funcția judecătorului în baza temerilor specificate la alineatul 1, precum și constatarea irevocabilă a faptului că judecătorul a comis cu intenție o infracțiune legată de exercitarea atribuțiilor de serviciu sau care prejudicează imaginea justiției, atrage lipsirea acestuia de dreptul la stabilirea pensiei speciale în condițiile articolului 32 sau pierderea dreptului de a primi în continuare această pensie. Judecătorii care cad sub incidența prezentului alineat au dreptul la pensie pentru limită de vârstă conform condițiilor generale. Asta înseamnă că în momentul în care judecătorul, chiar și post eliberare din sistem, dacă a fost condamnat pentru o infracțiune care ar fi fost comisă în timpul exercitării acestuia, deci a mandatului de judecător, să poată fi sistată plata pensiei speciale. Trebuie să înțelegem bine că atât pensia specială cât și indemnizația unică de concediere nu este un drept garantat absolut al judecătorului, este un privilegiu acordat judecătorilor pentru statutul său special, iar acest statut special impune respectarea anumitor reguli. Este codul de etică, elementar codul de etică și deontologie care trebuie respectat. Acestea fiind spuse, am să dau citire raportului Comisiei. Comisia Juridică Numiri și Imunități a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Prezentul proiect de lege, conform notei informative, are drept scop sincronizarea prevederilor legale cu amendamentele constituționale referitoare la sistemul judecătoresc.
Astfel, crearea cadrului normativ respectiv va exclude neconcordanțele dintre normele constituționale și prevederile legale care reglementează domeniul sistemului judecătoresc. Proiectul de lege prevede modificarea următoarelor acte normative: legea numărul 514 privind organizarea judecătorească, numărul 544 cu privire la statutul judecătorilor, legea numărul 947 cu privire la CSM, 789 cu privire la Curtea Supremă de Justiție și 178 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în ședința plenară din 24 martie 2022. Pentru lectura a doua a fost examinat avizul Direcției Generale Juridice și raportul de expertiză anticorupție, de asemenea examinate un șir de avize care au fost recepționate de comisie. Sinteza amendamentelor deputaților este parte integrantă la prezentul raport. În rezultatul dezbaterilor, Comisia Juridică Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor săi, propune proiectul de lege numărul 78 din 16.03.2022 spre examinare și adoptare în a doua lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votul în lectura a doua. Proiectul 78 din 16.03.2022. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Legea 514 din 1995 privind organizarea judecătorească. Legea 544 din 1995 cu privire la statutul judecătorului, lectura a doua. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 78 din 16.03.2022, susținut în lectura a doua de 54 de deputați. Vă mulțumesc! Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 394 din 15.12.2021, proiectul de lege pentru modificarea codului penal al Republicii Moldova. Lectura a doua, raportul comisiei, prezintă doamna Stamati. Stimate domnule președinte, stimați colegi, este vorba de un proiect de lege care a fost înregistrat încă la 15 decembrie 2021. În perioada dintre aprobarea acestuia în prima lectură și a doua lectură s-a lucrat foarte mult pentru a găsi o variantă cât mai potrivită pentru definiția infracțiunii de escrocherie prevăzută la articolul 190 și de asemenea în ceea ce ține de pragurile deci financiare pentru agravantele la infracțiunea de escrocherie. Am muncit împreună cu procurorii, avocații, profesorii de la Facultatea de Drept și de asemenea Ministerul Justiției și astfel avem versiunea pe care o propunem astăzi spre adoptare în a doua lectură. Țin să menționez că contextul în care a fost propus acest proiect de lege spre examinare, în general, ține de faptul că de foarte multe ori articolul 190 era utilizat în mod abuziv de către organele procuraturii pentru a intenta dosare penale acolo unde la bază de fapt erau doar datorii civile sau relații pur civile. În procesul elaborării și definitivării acestui proiect de lege, noi am solicitat statistica de la procuratură și am aflat că la moment în procedură la procuratură, se află peste 7.000 de dosare intentate pe articolul 190. Asta ca să înțelegeți comparativ cu alte infracțiuni patrimoniale în care sunt 200 de dosare, 50 de dosare, 30 de dosare. Aici sunt peste 7.000 de dosare. Deci asta este un indicator clar că o bună parte din aceste dosare sunt, de fapt, au la bază relații civile care au fost transformate în dosare penale, fie din motivul că a expirat termenul de prescripție de înaintare a unei acțiuni civile în judecată, fie prin simplu motiv că nu se dorește plata taxei de stat, că atunci când mergi pe cale civilă trebuie să plătești și taxa de stat din suma pe care o pretinzi. Respectiv, am propus soluționarea acestei probleme
prin modificarea definiției la articolul 190, care va suna în felul următor. Escrocheria, adică sustragerea bunurilor altei persoane prin abuz de încredere, inducere sau menținere în eroare și modificarea proporțiilor pentru agravante la infracțiunile cu caracter, deci contra patrimoniului, care se caracterizează prin sustragere, de la 20 la 40 de salarii medii lunare pe economie și de la 40, cele care erau 40, acum la 100 salarii medii lunare pe economie, astfel încât vom avea cea mai simplă formă la aliniatul 1, la aliniatul 2 este forma agravată cu cauzarea de daune în proporții considerabile, la aliniatul 5 deja tot ce depășește 40 salarii medii lunare pe economie și la aliniatul 6 tot ce depășește 100 de salarii medii lunare pe economie. Deci, respectiv, este o gradație echitabilă față de, față de calificarea acestei infracțiuni. Dacă sunt stați, citesc raportul. Raportul Comisiei. Comisia Juridică Numiri și Imunități a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament. Prezentul proiect de lege are drept scop modificarea cuantumului proporțiilor mari și deosebit de mari, prevăzute la articolul 26 Cod Penal. Modificarea respectivă va decriminaliza unele infracțiuni existente, va clasifica unele fapte din infracțiuni grave și deosebit de grave în infracțiuni ușoare și mai puțin grave. De asemenea, se propune modificarea articolului 190 din Cod Penal prin faptul că obiectul juridic special al infracțiunii de escrocherie se constituie relațiile sociale de protecție a patrimoniului împotriva actelor de escrocherie, iar obiectul material al infracțiunii va fi orice bun mobil corporal cu o valoare economică, mijloace financiare, orice categorie de valori active corporale sau incorporale, mobile sau imobile, înscrisuri cu valoare patrimonială sau bun imobil. Proiectul de lege a fost aprobat în prima lectură în ședința plenară din 16 decembrie 2021. La pregătirea proiectului de lege pentru lectura a doua, Comisia a examinat amendamentele deputaților, avizul Direcției Generale Juridice și raportul de expertiză anticorupție. Sinteza amendamentelor deputaților este parte integrantă la prezentul raport. În rezultatul dezbaterilor, Comisia Juridică Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor săi, propune proiectul de lege cu numărul 394 din 15-12-2021 spre examinare și adoptare în a doua lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Prima întrebare, domnul Bolea. Da, mulțumesc. Doar o singură întrebare. N-am depus amendamente, dar reieșind din ceea ce ați remarcat, domnul președinte, referitor la statistici, da? Peste 7.000 de dosare de escrocherie deschise și examinate, sau mai bine zis, murate, da? De către organ de urmărire penală, spuneți, vă rog, prin schimbarea sau prin faptul că îi dăm o nouă definiție a infracțiunii de escrocherie, ce se va întâmpla cu aceste 7.000 de dosare care sunt lămurat? Cum credeți dumneavoastră, pe organul de urmărire penală va trebui să le claseze, să le înciteze aceste dosare, să se dea o nouă calificare sau norma respectivă va fi aplicată pe viitor? În funcție de ce conține efectiv acest dosar, deoarece unele probabil se încadrează totuși în noțiunea de escrocherie și se vor încadra în continuare și în formula nouă, iar cele care nu se încadrează urmează a fi clasate și în general venim cu un îndemn față de organele procuraturii să stopeze această practică vicioasă de a porni dosare penale pe, deci acolo unde la bază stau relații pur civile. Vă mulțumim. Alte întrebări, stimați colegi? Alte întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votul în lectura a doua, proiectul 394 din 15-12-2021, proiectul de lege pentru modificarea codului penal al Republicii Moldova. Rog, inițiem procedura de vot.
Stimați colegi, proiectul 394 din 15.12.2021, proiect de lege pentru modificarea codului penal al Republicii Moldova, votat de 60 de deputați. Vă mulțumesc. Colegi, o să am o rugăminte în contextul și anunțului făcut de autoritățile medicale. Vă îndemn să purtăm mască pentru binele dumneavoastră și a celor din preajma dumneavoastră. Vă mulțumesc. Stimați colegi, următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 159 din 26.04.2022, proiectul de lege cu privire la acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova. Lectura a doua, raportul Comisiei, domnul Alaiba. Stimați colegi, Comisia Economie, Buget și Finanțe, în contextul avizilor prezentate de comisiile parlamentare, Direcția Generală Juridică, Secretariatul Parlamentului și Guvernul Republicii Moldova, a examinat proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, în mod prioritar și comunică următoarele. Proiectul de lege prevede permiterea cetățenilor Republicii Moldova cu titlul de excepție la revenirea cu traiul în Republica Moldova importul unui singur mijloc de transport auto clasificat la poziția tarifară 8703 și a obiectelor de uz personal cu scutire de plată a drepturilor de import la prezentarea documentelor confirmative și cu respectarea cumulativă a unor condiții stabilite de lege. Avizul Guvernului Republicii Moldova pe marginea acestui proiect de lege este pozitiv. Obiecțiile și propunerile înaintate la proiectul de lege și rezultatele examinării acestora sunt expuse în anexa prezentului raport. Pornind de la cele menționate și ținând cont de avizele pozitive ale comisiilor permanente, Direcției Generale Juridice și Guvernului Republicii Moldova, Comisia propune Parlamentului proiectul de lege spre examinare și adoptare în a doua lectură. Vă mulțumesc. Stimați colegi, întrebări. Prima întrebare, domnul Fotescu. Mulțumesc, domnul președinte. У меня был амендамент к этому законопроекту. Я вижу, что он негативный. Я так понимаю, он не включен. И все-таки хотелось бы его проголосовать, потому что часть третья в статье 2 должна быть устранена. Я уже объяснял в пленарном заседании, почему это предлагается сделать, потому что это создает дополнительные трудности для граждан, которые будут возвращаться в Республику Молдова. И эта статья говорит о том, что все имущество должно ввозиться через единый один пункт. Те объяснения, которые представило правительство, не выдерживают никакой критики. Я уже говорил, что любой таможенник, любой таможенный орган, неважно на каком пункте он находится, пользуется системой АСИКУДА, в которой очень четко видно, какое имущество данное физическое лицо уже везло и на основании каких документов. Поэтому ставить условия ввезения через один и тот же пункт, считаю это лишним препятствием для наших граждан. Поэтому я прошу мой амендамент проголосовать отдельно. Supun votului amendamentul dumneavoastră. Da. Stimați colegi, supun votului amendamentul prezentat de domnul deputat Fotescu. Rog, inițiem procedura de vot. Amendamentul domnului deputat a întrunit 22 de voturi. Vă mulțumesc. Alte întrebări sau autori de amendamente, vă rog? Domnul Grădinaru. Două aspecte, estimate domnule raportor. Prima, referitor la propunerea enunțată mai devreme, dacă citim atent proiectul de lege, o să vedem că solicitanții de
facilități fiscale trebuie să facă sau au posibilitatea de a obține aceste facilități doar la o singură cerere. Deci pot întocmi o singură cerere. Altfel spus, această cerere nu poate fi divizată în sectoare sau pentru două posturi vamale diferite, pentru că este un singur document care poate fi oferit o singură dată. Al doilea lucru, aceste discuții, precum și celelalte discuții suplimentare care s-au referit la prețul unității de transport, insemnele speciale, vârsta de utilizare a transportului care poate fi introdus, precum și perioada pentru care există restricția de înstrăinare, a fost discutată suplimentar cu reprezentanții departamentului Vamala, SP și așa mai departe. Eu nu am înțeles foarte clar sau... poate n-am fost foarte explicit, dacă a fost aprobat amendamentul care a fost înaintat din partea mea, în ceea ce ține de extinderea termenului de utilizare a mijlocului de transport 9 ani și respectiv termenul de restricția de comercializare de 3 ani. Da, dumneavoastră ați avut amendament care extinde termenul de utilizare la 9 ani și reduce termenul de revânzare la 3 ani. Amendamentul este susținut. Avizul guvernului pozitiv în acest sens. Vă mulțumesc, este de datoria noastră ca să depunem tot efortul ca cetățenii de diasporă să revină definitiv în Republica Moldova. Mulțumesc. Vă mulțumim, stimați colegi, alte întrebări? Alte întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Vă rog să ne pregătim de procedura de vot. Supun votului în lectura a doua proiectul 159 din 26.04.2022, proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 159 din 26.04.2022, în lectura a doua, susținut de 59 de deputați. Vă mulțumim frumos! Mersi celor care au lucrat la proiect și sper să fie o veste bună pentru conaționalii noștri. Mulțumesc! Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 94 din 24.03.2022, proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 108 din 2016 cu privire la gazele naturale, legea 174 din 2017 cu privire la energetică, codul penal al Republicii Moldova 985 din 2002, lectura a doua, raportul comisiei, domnul Alaiba, vă rog. L-am scos în capăt și pe acesta, împreună cu ministerul. A fost, eu pot să vă arăt, nu e cel mai mare, dar totuși un tabel de sinteză destul de impunător, vreo 200 de pagini. O să dau citire raportului, colegi. Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și comunică următoarele. Proiectul a fost aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 7 aprilie 2022. Scopul principal al proiectului este de a asigura cadrul normativ necesar pentru gestionarea eficace și intervenția promptă a autorităților de resort la prevenirea declanșării și gestionarea situației excepționale în sectorul gazelor naturale. Comisia menționează că avizele prezentate de către comisiile permanente nu conțin obiecții la proiectul vizat. Au fost depuse 4 amendamente ale deputaților cu propuneri de ajustare a proiectului, inclusiv și pentru luarea în considerare a obiecțiilor Direcției Generale Juridice, a rigorilor redacționale, precum și a altor neclarități identificate în proiectul inițial.
Rezultatele examinării sunt incluse în sinteza proiectului. Prin urmare, Comisia Economiei, Buget și Finanțe, cu votul majorității membrilor Comisiei, propune Plenului Parlamentului examinarea și adoptarea proiectului de lege numărul 94 din 24.03.2022 în a doua lectură. Vă mulțumim, stimați colegi. Întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în lectura a doua proiectul 94 din 24.03.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 108 din 2016 cu privire la gazele naturale, legea 174 din 2017 cu privire la energetică, codul penal al Republicii Moldova 985 din 2002. Rog, inițiem procedura de vot. Lectura a doua. Proiectul 94 din 24.03.2022, susținut în lectura a doua de 54 de deputați. Vă mulțumesc! Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 263 din 30.06.2022, proiectul de lege privind modificarea unor acte normative. Legea 231 din 2010 cu privire la comerțul interior, legea concurenței 183 din 2012, codul contravențional 2185 din 2008. Lectura a doua, raportul comisiei, domnul Laiba. Stimați colegi, încă un proiect foarte important pe care îl votăm astăzi în a doua lectură. Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat pentru lectura a doua proiectul de lege privind modificarea unor acte normative și informează despre următoarele. Pentru lectura a doua, Comisia a examinat proiectul de lege în contextul propunerilor expuse în amendamentele deputaților din Parlamentul Republicii Moldova înaintate la proiectul de lege și în avizul Direcției Generale Juridice. Rezultatul examinării este în sinteză prezentată la anexă la prezentul raport. Menționăm că proiectul de lege redactat a fost redactat în corespundere cu propunerile și obiecțiile acceptate de către Comisie și este prezentat în anexă la raport. În contextul celor relatate, Comisia Economie, Buget și Finanțe, cu vot majoritar, propune adoptarea proiectului de lege numărul 263 în lectura a doua. Vă mulțumesc, stimați colegi. Întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului proiectul numărul 263 din 30.06.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 231 din 2010, cu privire la comerțul interior, legea concurenței numărul 183 din 2012, codul contravențional numărul 2185 din 2008. Lectura a doua, rog, inițiem procedura de vot.
Stimați colegi, proiectul 263 din 30.06.2022, susținut în lectura a doua de 53 de deputați. Vă mulțumesc! Stimați colegi, următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 260 din 28.06.2022, proiect de lege cu privire la importul unui mijloc de transport. Lectura a doua, raportul comisiei, prezintă domnul Alaiba. 260. Stimați colegi, Comisia Economie, Buget și Finanțe, în contextul avizilor comisiilor permanente, Direcției Generale Juridice, Secretariatul Parlamentului și a Guvernului Republicii Moldova, a examinat proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc de transport. Proiectul de lege prevede permiterea cu titlul de excepție primăriei orașului Vadului Vodă, introducerea în țară și plasarea sub regim vamal de import a mijlocului de transport pentru colectarea și transportarea deșeurilor acordat cu titlul gratuit. Avizul Guvernului Republicii Moldova pe marginea acestui proiect de lege este pozitiv. Pornind de la cele menționate și ținând cont de avizele pozitive la acest proiect de lege, Comisia propune Parlamentului proiectul de lege spre examinare și adoptare în a doua lectură. Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votul în lectura a doua, proiectul 260 din 28.06.2022, proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc de transport. Lectura a doua, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 260 din 28.06.2022, în lectura a doua, susținut de 69 de deputați. Vă mulțumesc! Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 126 din 07.04.2022, proiect de lege privind importul unui autovehicul. Prezintă domn deputat Andrian Cheptonar. Prima lectură. Zi spăși. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că azi tot este o zi în care adoptăm legi sau care să faciliteze aducerea în țară a mijlocilor de transport atât de necesare dezvoltării noastre, întoarcerii migrației. Eu supun atenției dumneavoastră proiectul numărul 126. În anul 2018, Primăria Sculeni, din raionul Ungheni, a primit cu titlu de donație din partea Comunei Victoria, județul Iași din România, un microbus de marca Iveco, produs în anul 2007. Deci acordul de donație a fost semnat în ultimele zile de decembrie 2017, dar ei nu au reușit să aducă peste frontieră acest mijloc de transport, a intrat în primele zile a anului 2018, mijlocul respectiv de transport deja avea mai mult de 10 ani și nu a putut fi devamat. Mijlocul dat de transport se află în Sculeni deja de 4 ani, nu a putut fi dat în folosință până acum.
Este un microbuz modern, are un parcurs de circa 300.000 de kilometri și intenția primăriei este de a-l folosi pentru, în calitate de transport de elevi, Comuna Sculeni, având în componența sa 4 sate. Rog să susțineți acest proiect. Mulțumesc! Stimați colegi, întrebări la autor? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Da, mulțumesc. Raportul comisiei, vă rog. Stimați colegi, Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege cu privire la importul unui autovehicul, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către domnul Adrian Cheptonar, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul de lege prevede permiterea cu titlul de excepție primăriei Comunei Sculeni din Ungheni, raionul Ungheni, introducerea în țară și plasarea sub regim vamal de import al unui mijloc de transport. Avizul Guvernului Republicii Moldova pe marginea acestui proiect de lege este pozitiv, pornind de la cele menționate și ținând cont de avizele pozitive la proiectul de lege, Comisia propune Parlamentului proiectul de lege spre examinare și aprobare în prima lectură și a doua lectură, dacă nu sunt obiecțiile fracțiunilor. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului în prima lectură proiectul 126 din 07-04-2022, proiectul de lege privind importul unui autovehicul. Lectura 1. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 126 din 07-04-2022, proiect de lege privind importul unui autovehicul în lectura 1, susținut de 73 de deputați. Raportul comisiei recomandă votul în două lecturi în cazul în care fracțiunile susțin. Mă adresez fracțiunii. Doamna Greceanu, vă rog. Da, domnul președinte, susținem. Vă mulțumesc, domnul Fotescu. Susținem. Vă mulțumesc, domnul Popșoi. Susținem, mersi. Vă mulțumesc. În condițiile în care toate fracțiunile susțin votul la a doua lectură, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votul în lectura a doua, proiectul 126 din 07-04-2022, proiectul de lege privind importul unui autovehicul. Lectura a doua. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 126 din 07-04-2022, susținut în lectura a doua de 79 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 257 din 28-06-2022. Proiectul de lege pentru modificarea legii culturii 413 din 1999,
Prezint doamna deputat Marcela Nistor, vă rog. Mulțumesc mult. Vreau să prezint proiectul de lege pentru modificarea legii culturii și, de fapt, acest proiect de fapt creează cadrul legal pentru implementarea proiectului național de vouchere culturale. Principalele prevederi sunt de ordin organizatoric și financiar, și anume introducerea noțiunii de voucher. Voucherul cultural este un bilet digital cu echivalentul bănesc contabilizat în contul virtual al beneficiarului, netransmisibil, care asigură accesul la servicii și produse culturale oferite de către prestatorii de servicii. La fel, în proiectul de lege prevedem și condiții de acordare și utilizare a contului, modul de finanțare și responsabilitățile guvernului. De fapt, după implementarea acestui proiect, promovarea acestei legi, noi avem un grup de lucru care deja în paralel lucrează la regulament și împreună cu colegii de la Ministerul Finanțelor, de la Agenția de Guvernare Electronică, de la Ministerul Culturii, elaborăm acest regulament prin care va fi foarte clar specificat cum tânărul poate accesa această sumă de bani și cum prestatorul de servicii poate deveni parte din acest program. La fel, în acest proiect, noi introducem și noțiunea de casă de cultură și modul cum, de fapt, cine le poate crea, pentru că ulterior, la fel, Ministerul Culturii să creeze un regulament cadru de funcționare a caselor de cultură. Acest regulament este foarte așteptat, la fel ca și regulamentul pentru vouchere culturale. Altceva... Da, deci mecanismul și modul de acordare și utilizare a voucherilor se va stabili printr-un regulament. Eu, cu adevărat, vreau să mulțumesc doamnei prim-ministru care a dat curs aceste provocări și ulterior s-a coagulat și echipa din domnul Budeansc, domnul Prodan și domnul Țurcan și toată echipa de la EGOV. Eu cred că este cu adevărat important să conștientizăm valoarea culturii adevărate și este interesant că nu... Cumva există deja o percepție că noi dăm bani pentru divertisment și distracție, ori cultura adevărată nu asta presupune. Și este o invitație pentru tinerii de 18 ani să devină co-creatori a produsului cultural de la noi din țară. Și eu vă asigur că noi o să lucrăm ca el să fie unul, așa, un proiect. Și eu și Eugen o să ne asigurăm așa că o să ducem să fie un proiect foarte valoros. Pentru că noi avem și tineri creativi extraordinari, noi și avem și tineri foarte sensibili, care o să perceapă acest produs foarte bun. Deci, de exemplu, în 2023 avem 41.418 de tineri care se împlinească 18 ani. Așa că avem mult de lucru. Da. Eu vă rog să țineți acest proiect. Noi o să ne asigurăm ca el să funcționeze foarte bine pe întreg teritoriul țării. Pentru că noi vrem ca și mobilitate, să încurajăm și mobilitatea artistică în același timp, dar și consumul cultural, dar de calitate. Da. Vă mulțumesc mult. Dacă sunt întrebări. Stimați colegi, întrebări. Domnul Spânu. Stimată colegă, ați putea, vă rog, să ne spuneți, de fapt, ce probleme vrea să rezolve acest proiect, prin acest proiect, ce probleme doriți să rezolvăm, care este necesitatea de a oferi această sumă de bani, de ce trebuie să fie oferită printr-un voucher cultural, ce presupune acest voucher cultural și, în general, de ce n-ar fi mai bine să le dăm tinerilor 1.000 de lei cash la mână ca să le oferim libertatea să decidă ei ce o să facă cu acești bani. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Bine, au fost mai multe întrebări. Deci ce problemă rezolvăm? Da. Una globală, bine, conform Biroul Național de Statistică, din 2015 până în 2020, consumul de produs cultural a scăzut cu 20%. Cu 18% a scăzut crearea produsului. Da? Dar vorbim de un set de valori pe care noi, ca și om, reușim să îl creăm prin cultură. Ori acest mecanism de voucher cultural, care vine pentru categoria de 18 ani, este doar o mică parte pe care noi o planificăm, pentru că ne gândim să extindem acest proiect și să începem de la o vârstă mult mai înaintată. Pentru că crearea setului de valori durează și el trebuie de început cât mai devreme. Asta este o problemă pe care o rezolvă. Deci, cumva, dacă tu te asiguri că tânărul tău devine cu o gândire critică, face alegerile conștient, știe ce îi place, ce nu îi place, are o poziție,
Atunci ție cred că nu poate să-ți fie frică de tineri care merg la proteste plătite sau care merg la anumite interpreți. Pentru că tu știi că ei au un sistem puternic care le ghidează alegerile. Da. Mulțumesc. Domnul spune o doua întrebare. Da, vă mulțumesc. Stimată doamnă autor, spuneți-mi, vă rog, în același timp, considerați că organizațiile culturale de la noi din țară, ele corespund cerințelor tinerilor și dacă cumva acest proiect va ajuta aceste organizații să creeze, să vină cu proiecte mai bune, cu un produs mai bun. Da, exact. Asta ne dorim. Deci cumva mergem pe două părți, ca și tinerii să găsească acest interes pentru cultură și pentru dezvoltarea lor proprie, dar ca și organizațiile de la noi, culturale, să creeze un fel de această formă nouă. Adică pentru cultura în sine trebuie și poate să fie un experiment. Dar ea se bazează pe trecut. Dacă tehnologia cum un pic anulează tot progresul tehnologic cumva anulează de ce nu mai folosim, cultura în sine nu vorbește despre un progres, ea se alimentează din trecut și creează un nou viitor, adică oferă un nou orizont asupra vieții. Trec discuția un pic în metafizic, dar da, pentru că despre asta e vorba. Noi nu vorbim un pic, adică nu vorbim despre cantitate, noi vorbim despre calitate. Și eu cred că și organizațiile de cultură vor conștientiza că ele trebuie să intre într-un dialog cu tinerii. Vă mulțumim. Următoarea întrebare, domnul Sinchevici. Doar am vrut să vin cu o rugăminte. Deci acest proiect noi vrem să-l pornim începând din la 1 septembrie și acum noi avem ultima ședință parlament înainte de încheierea sesiunii. Și pentru noi este foarte important ca noi deja din septembrie să oferim tinerilor acest voucher. Deja noi avem un buget 10 milioane de lei pentru acest proiect și noi nu vrem cumva să-i pierdem. Și de aceea rugămintea noastră este către colegii din opoziție să acceptați că noi acest proiect să-l votăm astăzi în două lecturi. Și din septembrie să începem să oferim voucher tinerilor. Mersi. Da. Da, deci pentru acest proiect deja există prevăzuți 10 milioane de lei din septembrie până în decembrie. Dacă noi reușim din septembrie, sigur, dacă din punct de vedere tehnic însuși Agenția de Guvernare Electronic trebuie să testeze tot procesul ăsta, da? Și o să dureze 3-4 săptămâni. Și dacă noi lansăm din octombrie, pentru noi e important să-l lansăm, pentru că este într-adevăr nou și este un experiment pentru noi, dar trebuie de undeva să pornim și, de exemplu, din septembrie până în decembrie noi am avea 14.000 de tineri care ar putea să acceseze asta în modul în care el se realizează 100%. Dar avem experiența altor state care au implementat acest program și el niciodată din primul an nu se consumă 100%. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Perciun. Da, doamna Nistor, eu aș vrea să vă întreb referitor la prestatorii care o să fie eligibili să valorifice aceste vouchere, pentru că comunitatea de creatori independenți permanent invoc lipsa de atenție din partea statului și finanțarea doar a instituțiilor culturale standard, teatre, centre de concert și așa mai departe, și mai puțin alte forme de organizare. Întrebarea dacă o să fie eligibil și prestatorii culturali independenți pentru a valorifica acest voucher, nu știu, același fost Teatru Spălătorii sau mai da. Știu eu care. Ideea e că pentru prestatori cred că mai mare provocare va fi adaptarea site-ului lor pentru ca să fie încadrat în sistemul de plată. Adică nu, eligibilitate sigur că vor avea. Dar mai departe noi trebuie, deci începând din august, noi o să avem o serie de întâlniri cu prestatorii de servicii împreună cu echipa de la EGOV și cu tinerii, dar ca să vedem ce înseamnă de fapt tehnic, da? Integrarea site-ului meu în sistemul de plată, astfel încât eu ca prestator să am butonul de voucher cultural. Deci tu ți-ai ales, de exemplu, eu sunt
Teatru Spălătorii și mi-am pus spectacolul pe etichet. Da, urmează, deci înseamnă că am un contract cu etichet, dar nu vreau să dau nume, da, privilegii. Deci noi o să vedem cum o să funcționeze asta tehnic în discuții, pentru că noi am conștientizat cu toată echipa că noi nu putem să ne punem toate întrebările și o să vedem capacitatea tehnică pe care noi o deținem prin MP și capacitatea tehnică pe care o dețin și prestatorii de servicii și independenți, dar și cei publici. Vă mulțumesc. În următoarea întrebare, domn Furculiță. Doamna autoare, noi vom susține toate proiectele care vin din partea tinerilor și sunt bune și pentru tineri la fel. Dacă astăzi este respectată procedura, vom susține și lectura a doua. Dacă nu, puteți face comisia și la fel vom susține. Mulțumim mult. Stimați colegi, alte întrebări? Alte întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Mulțumim. Raportul comisiei, doamna Onofrei. Stimați colegi, prezintă raportul Comisiei la proiectul de lege pentru modificarea legii culturii, numărul 413 din 1999, proiectul 257 din 28 iunie 2022. Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a examinat proiectul de lege nominalizat și comunică următoarele. Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați și are ca obiect de reglementare implementarea Programului Național Voucher Cultural, în scopul facilitării accesului tinerilor la serviciile culturale. Totodată, implementarea prevederilor proiectului de lege va contribui la participarea mai activă a tinerilor în activitățile din domeniul culturii, îmbunătățirea ofertei culturale, creșterea transparenței în finanțarea evenimentelor culturale. În acest context, Ministerul Culturii urmează să estimeze cuantumul alocațiilor bugetare în fiecare an, luând în considerare numărul de beneficiari și costurile programului, așa cum a fost menționat, programul este pentru tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani și, după cum puteți vedea în textul legii, se oferă sau poate fi accesat pe parcursul unui an de la împlinirea respectivei vârste. Atât la etapa elaborării cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 23-25, cât și la etapa elaborării proiectului bugetului de stat pentru anul viitor, asta având în vedere numărul de tineri, respectiv, care vor împlini această vârstă. De asemenea, teatrele, cinematografele, muzeele, librăriile și alte organizații culturale vor fi sprijinite pentru îmbunătățirea și diversificarea activității. Proiectul de lege a fost examinat și avizat pozitiv de către comisiile parlamentare permanente, Guvern, Centrul Național Anticorupție, Direcția Generală Juridică și a fost definitivat prin prisma cerințelor de tehnică legislativă conform legii 100 din 2017. Varianta redactată a proiectului, precum și sinteza amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor, sunt parte integrantă a prezentului raport. Urmarea discuțiilor în cadrul examinării proiectului în ședința din 27.07.2022, Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, cu votul majorității membrilor prezenți, 8 voturi pentru și un vot abținere, au propus proiectul de lege numărul 257 din 28.06.2022 spre examinare și adoptare în plenul Parlamentului în prima și a doua lectură. Mulțumim. Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări la raport. Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Dumneavoastră, ca să fiți, trebuie să apăsați, da. Vă rog, domnul Ridvan. Da. Da, vă rog. Госпожа председатель, это, в общем-то, государственная, если не программа, то, по крайней мере, государственные деньги, которые будут направлены на известные или задекларированные цели. А вопрос содержания тех культурных, будем так говорить, мероприятий, культурных ценностей, к которым мы хотим приобщить молодежь или дать им возможность приобщиться. Этим кто-то будет заниматься в вопросе контента, в содержательном вопросе, пожалуйста. Mulțumesc mult, este o întrebare foarte pertinentă. Așa cum prevede și textul legii, evident, Ministerul de Profil va fi responsabil atât pentru partea de implementare a programului, pentru partea de promovare, pentru că, așa cum zicea și colega autor mai înainte, evident că la început un asemenea program care presupune pe de o parte
și existența unor abilități de utilizare a instrumentelor electronice, dar pe de altă parte și cunoașterea acelor proiecte culturale sau programe sau spectacole sau activități ale muzeelor sau noutăți ale librăriilor, evident că acest lucru presupune și o mare parte de informare. Așa cum prevede legea, toate aceste aspecte se vor stabili printr-un regulament pe care guvernul, alias Ministerul Culturii, urmează să-l elaboreze și respectiv, pentru că este un val, apropo de întrebarea colegului Victor Spânu, cu privire la faptul de ce să nu se ofere pur și simplu 1000 de lei și copilul să meargă oriunde și să cumpere orice, mai intervine și acest aspect, dacă vreți, educațional, pentru a încerca să ajutăm tinerii, pentru că și știu că Marcelei nu-i place cuvântul consumul de cultură, e cumva o frază care se utilizează deja foarte des, dar acest lucru tot se educă. De aceea, în cadrul acestui regulament, înțelegerea noastră este că Ministerul va prevedea anumite criterii pentru partea de participare a celor care înseamnă colectivele muzeelor, teatrelor, organizațiilor concertistice sau librăriilor, alias editurilor, și tânărul va putea să selecteze dintr-o anumită gamă de produse oferite, pentru că în cazul în care ai banii la tine, nu se știe dacă te duci exact pentru ca să vezi o expoziție la muzeu sau să participi într-un program interactiv făcut de către un muzeu, și nici nu se știe dacă intri într-o librărie și iai un joc de societate sau un butuc de cărți, scuzați-mă, din altă parte. Deci de asta regulamentul va trebui să prevadă foarte clar aceste aspecte. Mulțumesc pentru întrebare. Domnul Ridman, a doua întrebare. Da, nu, asta în stărăne, так сказать, muzei, concerte și proșii dela. Вот библиотеки особенно. Библиотека, у нее такая жизнь, такая функция, такая обязанность собирать практически все там. Когда-то был межбиблиотечный абонемент и так далее. Собирать все. Что-то представляет научный интерес, что-то представляет общественный интерес, что-то представляет культурный интерес. Ориентировать нужно молодежь, которая пользуется этими ваучерами, на то, что поднимает их культурный уровень, а не обычно что, будем так говорить. Да. Aveți dreptate. Și aici, la biblioteci, deocamdată programul este chiar gratuit. Adică orice intrare în bibliotecă, deocamdată nu este cu bani, dar intervine iarăși acel aspect de care spuneți dumneavoastră. Nu abâșto, dar lucruri, din punct de vedere valoric, importante și lucruri care formează personalitatea și formează omul. Vă mulțumim frumos. Alte întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul 256 din 28.06.2022, proiectul de lege pentru modificarea legii culturii 413 din 1999. Lectura întâi, rog, inițiem procedura de vot.
Proiectul 257 din 28.06.2022, proiect de lege pentru modificarea legii culturii 413 din 1999, susținut în primă lectură de 80 de deputați. Vă mulțumesc. Stimați colegi, în condițiile raportului comisiei, mă adresez către fracțiuni cu întrebarea privind disponibilitatea de a vota în a doua lectură. Domnul Fătescu? Da, domnul președinte, noi susținem. Vă mulțumesc. Doamna Greceanu? Da, domnul președinte, deja a fost expusă poziția fracțiunii. Vă mulțumesc, domnul Păvșoi. Susținem, mersi. Vă mulțumesc. În condițiile acordului fracțiunilor, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în a doua lectură proiectul 257 din 28.06.2022, proiectul de lege pentru modificarea legii culturii 413 din 1999, lectura a doua. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 257 din 28.06.2022, în lectura a doua, susținut de 79 de deputați. Vă mulțumesc, felicitări autorilor. Felicităm tinerii să fie nu doar consumatori, dar și producători, generatori de artă, de lucruri frumoase. Mersi mult pentru că avem tineri foarte talentați. Multă baftă. Eu cred că aici toți sunt tineri, eu la toți m-am referit. Da. Stimați colegi, următorul proiect propus atenției dumneavoastră, proiectul 85 din 22.03.2022, proiectul de lege privind stațiunile balneare, climaterice și balneoclimaterice și tratamentul balnear și de recuperare. Prezintă domnul deputat Vlad Bătrâncea, vă rog. Da, mulțumesc. Stimați colegi, prezintă atenție dumneavoastră proiectul privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și tratamentul balnear și de recuperare. Acest proiect vine să elimine o lacună în legislația națională, deoarece asemenea, legislație există în toate țările din regiune, România, Bulgaria, Ucraina, dar de fapt tot continentul european și reglementează o activitate de recuperare, de prestare a serviciilor de odihnă și de tratament. Considerăm că acest proiect va contribui la dezvoltarea ramurii de turism, în special turism medical, care astăzi este un domeniu economic foarte interesant și de perspectivă, inclusiv și pentru Republica Moldova. În Republica Moldova există anumite localități cu această infrastructură, inclusiv și cu instituții medico-sanitare, cu personalul medical acreditat de Ministerul Sănătății. Aceste instituții sunt funcționale, au activități economice, sunt plătitori de taxe, dar considerăm că statul Republica Moldova până acum n-a acordat atenție necesară în vederea dezvoltării, în vederea atragerii proiectelor de investiții, în vederea creierii condițiilor de investiție, prin oferirea unui statut special. Acest proiect, intenționat noi autorii, nu am, să zicem așa, am prezentat un cadru general, dar totodată nu l-am făcut foarte consistent prin prisma reglementărilor, deoarece urmarea aprobării acestui proiect Guvernul Republicii Moldova urmează să elaboreze un plan național, inclusiv să vină cu propuneri de modificare a legislației conexe, inclusiv a politicii fiscale, inclusiv prin crearea unui eventual pachet investițional pentru aceste localități, astfel încât ele să devină atractive pentru investiții cât naționale, așa și din afară Republicii Moldova. Țin să menționez un lucru important, că în legislatura trecută acest proiect a fost votat în trei lecturi,
De ce a fost și lectura finală? De ce că au intervenit anumite amendamente care ulterior a apărut necesitatea de a redacta în a treia lectură? Acest proiect a fost votat unanim de toți deputații din legislatura trecută, dar pe motiv că au apărut prin amendamente 10 de localități cu diferit specific, președintele Republicii Moldova a expediat Parlamentului Republicii Moldova proiectul pentru reexaminare cu anumite obiecții de ordin tehnico-legislativ, să zicem așa. De aceea am revenit la varianta inițială a acestui proiect, care și astăzi proiectul prevede 3 localități cu infrastructură și cu instituțiile medico-sanitare, cu experiență și cu un specific anumit. Este vorba de raionul, de municipiul Cahul, este vorba de Hârjauca, Călăraș și Vadăluvodă, municipiul Chișinău. Toate 3 localități au un specific istoric, economic, de infrastructură, au specialiștii și au un domeniu, dacă doriți, și economic de activitate specializat, respectiv. Considerăm că acest proiect întrunește condiții de tehnică legislativă, considerăm că acest proiect va permite dezvoltarea economică a Republicii Moldova și propunem, rugăm Parlamentul să-l susțineți în prima lectură. Acest proiect are aviz pozitiv a Comisiei de Resort, Comisia Protecției Socială, Sănătate și Familie. Are și un aviz al Guvernului, care considerăm că între prima și a doua lectură urmează să mai fie dezbătut, discutat sau argumentat cu colegii de la Guvern. Și dacă aveți întrebări, sunt gata să răspund. Vă mulțumim, stimați colegi, întrebări. Prima întrebare, domn Voronin. Da, e o idee năstrușică, dar chiar dacă fi realizată, eu propun să, din lista acelor specializări cu care se ocupe acest turism medical, să fie excluși stomatologii. Se acceptă. Alte întrebări? Nu sunt. Vă rog să luați loc. Domnul Bolea, mai întrebare sau? Nu ca întrebare, domn președinte, fiind ca și coautor a proiectului, a fost o mică scăpare. Încă o localitate unde există astăzi instituții, da, sanatoriu, este Cocier, sanatoriu Strugurași. Dacă este posibil, pentru stenogramă, pentru lectura a doua, să menționăm în proiectul de lege această localitate. Vă mulțumesc. Comisia? Nu, pe loc. Comisia... Întrebarea a fost de a include, domnul deputat, atent. Luăm încet și ușor. Propunerea a fost pentru lectura a doua sau acum a insistat? A, pentru lectura a doua și Struguraș, și Muguraș, și doriți. Nu-i... Dar haideți că acum să nu începem a completa, că pe urmă știți cum, deschidem cutia Pandorei. Da. Bine, pentru lectura a doua, cu drag includem, sau mă rog, o să puteți propune acest amendament. Raportul comisiei, domnul Perciun. Bun, stimați colegi, noi am avut plăcerea să audiem acest proiect astăzi în comisie și cu vot unanim comisia l-a susținut pentru prima lectură. Întrebări? Nu sunt. Mersi. Întrebări nu sunt. Așa, raport se poate și de pe loc, de zi, citit. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul 85 din 22.03.2022, proiectul de lege privind stațiunile balneare, climatice
și balneoclimatice și tratament balnear și de recuperare. Rog, inițiem procedura de vot, lectura întâi. Stimați colegi, proiectul 85 din 22.03.2022 în prima lectură, susținut de 84 de deputați. Vă mulțumesc! Stimați colegi, următorul proiect 326 din 27.07.2022. Proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului Republicii Moldova, numărul 86 din 2021, privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului. Prezintă domnul Vasile Bulea. Da, mulțumesc, domnul președinte. Estimați colegi, este un proiect tehnic ca urmare a demisiei unui deputat din fracțiunea Blocului Comuniștilor Socialiștilor, revenire în Parlament a doi noi colegi din fracțiune. La ședința fracțiunii s-a decis să fie făcute unele modificări în componența comisiilor permanente, în așa mod ca ai noștri colegi să fie, să muncească, dar să se regăsească în primul rând în ca și membri în comisiile permanente și să muncească în ele. De ce s-a propus acest proiect de hotărâre? El vine din partea biroului permanent. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Stimați colegi, întrebări la proiect? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului proiectul 326 din 27.07.2022, proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului Republicii Moldova, numărul 86 din 2021, privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 326 din 27.07.2022, susținut de 83 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect propus atenției noastre este proiectul 287. Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 107 din 2016 cu privire la energie electrică, legea 163 din 2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție. Lectura a doua, raportul comisiei, domnul Alaiba. Stimați colegi, azi dimineață am analizat în comisie și proiectul 287, pe care l-am votat ieri în prima lectură. Proiectul aprobat ieri, cum am spus, are scopul de a promova utilizarea surselor regenerabile de energie și facilitarea posibilității cetățenilor de a instala și racorda centrale electrice destinate acoperirii consumului propriu de energie electrică, care utilizează surse regenerabile de energie.
Avizul guvernului este pozitiv, avizile comisiilor și direcției generale juridice au fost incluse în sinteză. Prin urmare, Comisia Economie, Buget și Finanțe, cu votul majorității membrilor comisiei, propune plenului Parlamentului examinarea și adoptarea proiectului de lege numărul 287 în a doua lectură. Stimați colegi, întrebări la raport? Întrebări nu sunt, vă rog să luați loc. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în lectura a doua proiectul 287 din 13.07.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 107 din 2016 cu privire la energie electrică, legea 163 din 2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție. Lectura a doua, rog inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 287 din 13.07.2022 în lectura a doua susținut de 79 de deputați. Vă mulțumesc! Stimați colegi, următorul proiect este proiectul 108 din 31.03.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, codul fiscal numărul 11 din 1997, legea 278 din 2007 privind controlul tutunului. Lectura a treia, raportul comisiei, domnul Alaiba. Stimați colegi, am analizat pentru lectura a treia proiectul de lege sus menționat. A fost un amendament care vine să acorde termen suficient agenților economici pentru realizarea stocurilor de cartușe și rezerve pentru țigarete electronice, preparate destinate utilizării în cartușe și rezerve pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 38249960, care au fost introduse pe teritoriul țării fără timbru de acciz. Pornind la cele menționate, Comisia propune Parlamentului proiectul de lege spre examinare și adoptare în a treia lectură. Vă mulțumesc, stimați colegi. Domnul Reidman? Da, я хотел спросить. Речь идет об электронных сигаретах, об устройствах для нагревания табака или этих вапёры, которые паровые? Ликидили, а нуми контейнерили. Тогда резонный вопрос, почему это вносится в закон о контроле за табаком? Он не имеет отношения к табаку никакого. Posibil că aveți dreptate. La moment este anume legea asta și din acest motiv acolo am intervenit. Nu știu dacă avem nevoie de lege cu privire la lichidele și așa mai departe. E acolo a fost introdus anterior. Nu mă ne curim, mă ne znaim. Da. Ингалятор – это не курение. Ингалятор – это не курение. Коллега, мы не курим, мы не знаем. Вот короткий ответ. Ну, давайте. Хадис. Межи май департе. Дедата аста ми хадис урок. Ам инцелес. Алтин требарь? Ну, сунт. Ворок сулат слог. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi,
Supun votului în lectura a treia proiectul 108 din 31.03.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, codul fiscal numărul 11 din 1997, legea 278 din 2007 privind controlul tutunului. Lectura a treia, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 108 din 31.03.2022, lectura a treia, susținut de 71 de deputați. Vă mulțumesc! Colegi, propun să continuăm cu proiectul 32 din 08.02.2022. Proiectul de lege pentru modificarea anexei numărul 2 la titlul 4 din codul fiscal 116 din 1997, prezintă domnul Vladimir Bolea. Mulțumesc, colegi! Proiectul de lege a avut drept scop operarea modificării la tabelul numărul 3 din anexa numărul 2 la titlul 4 din codul fiscal, în partea ce ține de importul tractoarelor clasificate la pozițiile tarifare cu motocultivatoare, tractoare agricole și forestiere cu roți maxim de 18 kW, mai mari de 37, 75 kW și de 130 kW. Este notoriu faptul că Republica Moldova este un stat agrar. Agricultura este un vector strategic care dispune de potențial de dezvoltare și poate contribui la revenirea treptată a economiei la poziția pierdută în ultimele două decenii. Creșterea productivității este generată de mai mulți factori, de aceea este necesar de examinat în complex oportunitatea excluderii accizei la tractoare, ceea ce reprezintă o șansă pentru creșterea veniturilor obținute în sectorul agricol și promovarea facilităților la exporturile de produse agroalimentare. Fapt ce va genera creșterea nivelului de bunăstare pentru populația orientată și implicată în domeniul agricol. Până în anul 2020, legislația vamală prevedea prohibiții la importul tractoarelor în funcție de termenul de exploatare, fiind interzis importul de motocultoarelor mai mari de 12 ani, iar tractoarele agricole și forestiere cu roți mai mari de 20 de ani. Conceptual, legislația vamală nu ar trebui să prevadă prohibiții la importul de mărfuri, cu excepția celor care este interzise prin circulația pe teritoriul Republicii Moldova, cum ar fi drogurile și alt tipuri de produse. Mai ales în situația în care Republica Moldova nu este producător de tehnică agricolă. În anul 2020, având scop restrângerea importurilor anumitor mărfuri din raționalimente ecologice, a fost modificată legislația prin aplicarea unor impozite majorate. Astfel, prin legea 257 din 2020, a fost scoasă interdicția de import a tractoarelor agricole și forestiere și s-a stabilit accize speciale pentru aceste mărfuri. Din codul vamal a fost abrogat și a fost aprobat anexa numărul 2 în titlul 4 a codului fiscal. Din 2021, tractoarele clasificate la pozițiile tarifare motocultoare, importate în Moldova cu termen de exploatare de până la 12 ani, sunt scutite de plata accizilor. Cele de 13-15 ani sunt supuse unei accize de 10 lei la centimetru cub, cele de 16-18 ani 20 de lei la centimetru cub și cele de mai mari de 19 ani 60 de lei la centimetru cub. În același timp, tractoarele cu roți utilizate în agricultură și silvicultură clasificate pe pozițiile tarifare cu termen de exploatare de până la 20 de ani nu sunt supuse accizilor, iar cele de la 21 până la 23 de ani sunt supuse unei accize de 10 lei la centimetru cub, cele 24 la 26 de ani cu 20 lei centimetru cub, de la 27 de ani în sus cu 60 de lei la centimetru cub. Pe parcursul anului 2021,
Vreau să vă informez că în Republica Moldova au fost importate doar 3 tractoare agricole având termen de exploatație mai mare de 20 de ani, pentru care au fost încasate 1.112.000 de lei. Și vă dau drept un exemplu de calcul pentru importul unui tractor cu astfel de vârstă. Un K700, anul producerii 1988, conform invoice-ului din valoare de factură de 16.000 de euro la import, acciza achitată de către importator a fost de 891.600 de lei. Reșind din cele expuse, eu propun excluderea accizilor la importul motocultoarelor și tractoarelor agricole și forestiere din tabelul numărul 3 al anexei numărul 2 la titlul 4 din codul fiscal. Această prevedere, în mod cert, este cu siguranță pentru micii producători agricoli care vor au până 10-15 hectare și evident că aceste utilaje, chiar dacă sunt foarte vechi, vor ajuta foarte mult în munca depusă de ei în prelucrarea terenurilor agricole. Rog susținerea acestui proiect. Prima întrebare, domnul Ridman. Da, mersi. Господин министр, господин председатель комиссии, не считаете ли вы более правильным подход, когда все же эти акцизы взимаются и возмещаются? Потому что, как всегда, скутили импозит, он очень редко ведет к снижению цены на самом деле. Вот это скутили используется для повышения цены на входе. Ну, это спорный вопрос. И второе, это колесные трактора, которые, старые, будем так говорить, которые могут использоваться в небольших хозяйствах, на небольших площадях и прочее. Не считаете ли вы нужным при этом ограничить каким-то специальным образом и там какими-то специальными номерами, наклейками и так далее, не участие их в дорожном движении? Да. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Domnul Redman, eu susțin întru totul poziția noastră din punct de vedere fiscal și economic că excluderea și exceptarea de la plata accizilor și inclusiv chiar și a TVA-ului la import duce cu siguranță numai la micșorarea veniturilor la buget și evident că nu duce în consecință la lucruri pozitive pentru bugetul național. Evident că întâi acumulezi la bugetul țării venituri, după care țintit pentru unele pături sociale, pentru unii tipuri de importatori, vii cu aceste înlesniri sub formă de subvenții sau alte lucruri. Dar aici noi vorbim despre o dimensiune, din punctul meu de vedere, de solidarizare cu acești mici importatori. Tot anul 21 au fost numai 3 tractoare și noi anulăm o prevedere și o aducem în concordanță cu celelalte tipuri de tractoare. Adică până în 20 de ani nu se plătește nimic, nici un leuț la import acestor tractoare și de la 21 în sus s-au introdus aceste taxe, accize. Și din acest considerent considerăm că este important ca ei să intre în legalitate și noi aducem o normalitate în modul de percepție a acestor accize. Acum, în ceea ce privește cealaltă părere, o susțin întru totul și mai mult ca atât o și promovez și în cel mai scurt timp, cel mai probabil o să aducem și modificare. Tractoarele și utilajele agricole nu trebuie să fie înmatriculate la poliție cu numere și cu drepturi de a circula pe drumul național, mai ales că din 2022 s-a introdus o măsură de subvenționare prin restituirea contravalorii accizei agricultorilor, pentru că ei nu folosesc. Noi înțelegem că acciza este o taxă plătită pentru folosirea drumurilor și agricultorii folosesc drumurile naționale în mod ocazional, trecând din câmpul 1 în câmpul 2 pentru a strânge recolta roada, nu permanent și din acest considerent nu au de ce să-și matriculeze utilajele și tehnica agricolă la poliție cu acele numere. Experiența este din țările Uniunii Europene, când se matriculează la nivel de comună și se dă număr, spre exemplu, localitatea și numărul utilajului, se duce evidență la nivel de comună, micșorează la maxim birocrația în model de matriculare acestor tehnici și noi vom face acest lucru. Susțin această poziție a noastră. Vă mulțumesc, stimați colegi. Alte întrebări? Alte întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc, domn deputat. Raportul comisiei, domnul Alaiba. Stimați colegi, comisia
Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege pentru modificarea anexei 2 la titlul 4 din Codul Fiscal, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către domnul Vladimir Bolea, deputat, încă deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Scopul proiectului de lege constă în excluderea accizelor la importul tractoarelor, fapt ce va spori investițiile în sectorul agricol și respectiv va crește nivelul de dezvoltare în competitivitatea acestora, precum și se va majora cantitatea producției agricole recoltate. Pornind de la cele menționate și ținând cont de aviziile comisiilor permanente și a Direcției Generale Juridice, Comisia propune Parlamentului proiectul de lege spre examinare și aprobare în prima lectură. Stimați colegi, întrebări? Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul 32 din 08-02-2022, proiectul de lege pentru modificarea anexei numărul 2 la titlul 4 al Codului Fiscal 116 din 1997. Lectura 1, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 32 din 08-02-2022, proiect de lege pentru modificarea anexei 2 la titlul 4 din Codul Fiscal 116 din 1997, lectura 1, susținut de 79 de deputați. Vă mulțumesc! Următorul proiect propus atenției noastre este proiectul 176 din 11.05.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 1353 din 2000 privind gospodăriile țărănești, legea 220 din 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a persoanelor juridice și a întreprinderilor individuale. Prezintă domnul deputat Bolea. Mulțumesc, colegi. Vă prezint proiectul 176 despre gospodăriile noastre țărănești. Continuăm procesele lor de aducere la linia de plutire. Proiectul de lege este elaborat în vederea uniformizării evidenții unităților de drept prin investirea întreprinderii Agenția Servicii Publice cu competență de înregistrare a gospodăriilor țărănești de fermieri și excluderea acestei atribuții din competența primăriilor, care potrivit legii numărul 1353 din 2000 privind gospodăriile țărănești de fermieri dispun în exclusivitate de acest drept. Este de menționat că această competență atribuită primăriilor era binevenită, întrucât nu era dezvoltat organul înregistrării de stat și nu existau alte alternative. Iar între timp, odată cu evoluția și dezvoltarea organului înregistrării de stat, inclusiv prin prisma unificării într-un singur centru multifuncțional a serviciilor prestate către destinatari, această propunere își găsește relevanța. De remarcat că potrivit articolul 2 din legea 1353 din 2000, din noțiunea se desprinde că gospodăria țărănească de fermier este o întreprindere individuală, iar legea numărul 220 din 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinderilor individuale reglementează nemijlocit înregistrarea întreprinderilor individuale cu excepția gospodăriilor țărănești, înregistrarea căror se efectuează de către primărie.
în această ordine de idei, prin prisma articolului 3 și articolul 35 din legea numărul 220 din 2007, ASP, prin structurile sale teritoriale, este competentă de înregistrare de stat a tuturor unităților de drept, inclusiv a întreprinderilor individuale, la categoria cărora se atribuie și gospodăria țărănească de fermier, dar înregistrarea căreia este atribuită unei alte autorități, precum este primăria. Suplimentar, este de menționat că astăzi Agenția Servicii Publici dispune de o reprezentativitate de peste 43 de subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate pentru prestări de servicii publice, conform programului pilot CAPS, aprobat prin hotărârea Guvernului 322 din 21, cu privire la pilotarea centrelor unificate de prestare a serviciilor publice, prin care poate să se asigure prestarea unor servicii de calitate solicitanților, excluzând necesitatea de înregistrare la primărie și ulterior prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat pentru asigurarea luării la evidență fiscală. Vreau să vă informez că este avizul pozitiv de la CALM, primarii și primăriile susțin această inițiativă legislativă. Mai mult ca atât, vreau să vă informez că în Republica Moldova astăzi sunt înregistrate 116.232 de gospodării țărănești, din care în fața onoratului plen v-am informat că 380 și-au cumpărat case de marcat și numai 980 și-au deschis conturi bancare. La 1 mai anul curent a intrat în vigoare un alt proiect de lege al meu, care o lege specială prin care noi declarăm inactive gospodăriile țărănești, ca inspectoratul fiscal să poată să facă reguli și ordine în aceste gospodării țărănești, să fie radiate datoriile care practic vin ca o avalanșă asupra oamenilor care sunt deținători de aceste gospodării țărănești astăzi. Această lege specială își va face efectul până la data de 31 decembrie anul curent și de la 1 ianuarie va intra și această prevedere și multe alte legi care vor aduce numai beneficii gospodăriilor țărănești care vor rămâne în funcțiune în Republica Moldova și dimensiunea agricole în sine. Asta fiind spuse, rog susținerea acestui proiect de lege. Alte întrebări nu sunt. Rugăm prezentarea raportului comisiei. Doamna Laibă, vă rog. Stimați colegi, Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de Vladimir Bole, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Proiectul de lege propus examinării modifică cadrul legal în vigoare în scopul uniformizării procesului de ținere la evidența gospodăriilor țărănești prin investirea instituției publice ASP, Agenției Servicii Publice, cu competența de înregistrare a acestora. Concomitent, proiectul de lege propune modificarea legii 1353 din anul 2000 privind gospodăriile țărănești prin excluderea prevederilor referitoare la competența primăriei privind înregistrarea și ținerea evidenței gospodăriilor țărănești. Este de menționat că pentru implementarea prevederilor proiectului de lege nu vor fi necesare mijloace bugetare suplimentare. În contextul celor relatate și urmarea examinării proiectului de lege numărul 176, Comisia Economie, Buget și Finanțe, cu vot majoritar, propune aprobarea lui în lectura întâi. Dacă sunt întrebări la raportul comisiei, întrebări nu sunt, vă mulțumim, domnule Alaba. Cu raport, Comisia Administrației Publică, doamna Voloc, de pe loc, vă rog. Da, mulțumesc. Comisia Administrației Publică a examinat în ședință proiectul de lege privind modificarea unor acte normative numărul 176 din 11.05.2022 și comunică următoarele. Proiectul de lege este elaborat în vederea amendării cadrului normativ prin care se reglementează bazele juridice în modul de organizare și funcționare a gospodăriilor țărănești de fermieri, cât și procedura înregistrării de stat a persoanelor juridice și de întreprinzător individual. Prin urmare, se propune a fi exclusă din competența autorităților administrației publice locale atribuția de înregistrare a gospodăriilor țărănești și preluarea acesteia de către Agenția Servicii Publice ca organ al înregistrării de stat, prestator de servicii, inclusiv servicii de înregistrare a persoanelor juridice. În condițiile expuse, urmare examinării proiectului de lege respectiv, Comisia Permanentă expune următoarele. La articolul 1.2 din prezent proiect de lege, privind modificarea articolului 10 alineatul 4 din legea numărul 1353 din 2000, privind gospodăriile țărănești,
Într-o respectare a aplicabilității uniforme a prevederilor legale, se propune a substitui cuvintele registrator organului înregistrării de stat cu cuvintele registrator în domeniul înregistrării de stat, referitor la punctul 5 din respectivul articol, care modifică articolul 13 aliniatul 1 din legea citată. Propunem substituirea cuvintelor structura teritorială a organului înregistrării de stat în raza căreia, în a cărei raza primăriei deține teren, cuvintele structura teritorială a organului înregistrării de stat în a cărei rază de activitate se află unitatea administrativ-teritorială de nivelul 1, în hotarele căreia dețin terenuri. Privitor la punctul 9, prin care se modifică articolul 27 alineatul 2 litera C, din aceeași lege considerăm necesar de a exclude cuvintele a primăriei, la fel ținând cont de obiectul de reglementare a proiectului de lege în temeiul prevederilor articolului 109 din Constituție, solicităm ca să fie prezentat avizul Asociației Reprezentative Autorităților Administrației Publice Locale CALM. Prin urmare, în avizul prezentat se comunică despre necesitatea creării centrelor unificate de prestare a serviciilor publice în cadrul unităților administrativ-teritoriale din nivelul 1 ca o acțiune premărgătoare la implementarea conceptului de gheșă unic. Reșând din cele expuse, în conformitate cu prevederile articolului 63 alineatul 1 litera C din Regulamentul Parlamentului, Comisia Permanentă propune Parlamentului pentru examinare și aprobare în prima lectură proiectul de lege. Vă mulțumim. Prima, o întrebare la raport, domn Voronin. Eu de toate trei rapoarte cer scuze, n-am înțeles. Noi înlăturăm primăriile de la registrare, dar impozitii, cum o să plătească aceste gospodării țărănești? Cine poate să răspundă? Domnul Bolea, era bine să fim concentrați. Vă rog să repetați întrebarea. Și de tine. Dacă noi excludem dreptul primăriilor de a registra aceste gospodării țărănești, ei până acum plătesc impozite la primărie. Cum îți plătească ei impozite? Cum rămâne cu aceasta? Prevederea care este acum în proiectul 176, nu are nicio atribuție la modul de impozitare. Ele vor plăti în continuare pe locul unde vor fi înregistrate, absolut. Gospodăriile țărănești, dacă este într-o comună, deci schimbă locul înregistrării. Primăriile aveau obligativitatea să ducă un registru, să informeze gospodăriile țărănești și noi cunoaștem astăzi că nu toate primăriile au suficient personal calificat care să reușească să lămurească gospodăriile țărănești în obligațiunile care le au ei din momentul în care este înregistrat. Noi cunoaștem că au plăți lunare, fondul social, trebuie să cumpere asigurare medicală, deci au ieșit o sumă întreagă de bani care trebuie plătită. Dar în rest, tot ce ține de modul de impozitare și modul de distribuire a impozitelor ulterior după momentul înregistrării, nu se schimbă nimic absolut în legislația în vigoare. Vă mulțumim. Alte întrebări? Alte întrebări nu sunt. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Stimați colegi, supun votului proiectul 176 din 11.05.2022, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, legea 1353, din 2000, privind gospodăriile țărănești, legea 220 din 2007. Lectura 1, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 176 din 11.05.2022, susținut în prima lectură de 71 de deputați. Raportul a fost pentru o lectură, da? Mersi.
Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 328 din 27.07.2022, proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport. Prima lectură prezintă domnul Artem Jucov, directorul general Agenția Națională Antidoping. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimați deputați, în atenția dumneavoastră se prezintă proiectul de lege pentru ajustarea cadrului normativ național în domeniul prevenirii și combaterii dopajului cu prevederile Codului Mondial Antidoping 2021, respectiv este o urgență legislativă, deoarece nearmonizarea acestui proiect de lege duce după sine instituirea neconformității a Agenției Naționale Antidoping cu sancțiunile care ține de imposibilitatea de organizare a competițiilor sportive pe teritoriul Republicii Moldova și, doi, imposibilitatea sau interzicerea sportivilor noștri din Republica Moldova de a participa la competițiile internaționale majore sub steagul Republicii Moldova. Exemplu, cred că toți îl cunoașteți, la moment este Federația Rusă, unde toți sportivii participă sub steagul Comitetului Național Olimpic. În acest sens, prezentul proiect de lege este unul vital pentru sportul național în condițiile pregătirii echipelor naționale pentru campionatele europene, mondiale, Jocurile Europene Cracovia-Malpolska din 2023 și Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Vreau să menționez că în acest context avem două cicluri olimpice unde Republica Moldova a pierdut toate medalele olimpice. Asta vorbesc despre Londra 2012, două medalii de bronz, și Rio 2016 pe motiv de dopaj, pierdute medalii de către sportivii noștri. Care este noutatea acestui proiect? În primul rând, îmbunătățim mecanismul de funcționare a Agenției Naționale Antidoping prin instituirea unor componente noi dictate de provocările dopajului. Doi, desigur că sportivii, personalul asistent a sportivilor pentru prima dată în Republica Moldova, care sunt suspectați în încălcarea reglementărilor antidoping, dosarele acestor sportivi vor fi examinate în Republica Moldova. Fortificăm domeniile privind comisia de apel, comisia de audieri, desigur că ținem de educație, cercetare antidoping. Un punct foarte în baza raportului de examinare ex post ține de faptul ca colaborarea dintre autorități și structurile sportive. Stimați deputați, în acest context rog susținerea acestui proiect de lege. Vă mulțumim. Stimați colegi, întrebări la proiect. Domnul Reidman. Da, spăsibă. Mulțumim, director. Dar Agenția Antidoping, Agenția Națională Antidoping, este dotată cu echipamentul, cu... Ea poate îndeplini funcțiile de control? Desigur. Vreau să menționez că din 2014, din 2014, de când a fost instituită agenția, până în prezent, avem de acum ciclul olimpic Tokyo 2020, unde medalia a fost păstrată. Respectiv, noi respectăm toate standardele internaționale, suntem dotați, facem testări, dar acum de ce anume fortificăm? Fortificăm pe domeniul testări și investigații. Analiza dopingului care va fi. Domnul Voronin. Dar dumneavoastră, această investigație le faceți la stadia finală sau la început, care sunt candidați pentru echipele naționale sau indiferent la toți sportivii din Moldova, care se ocupă, preferă sportul? Care este regulamentul? Ordine. Noi avem mai multe categorii de sportivi. Da. Avem categorii din lista notului național, avem categorii de sportivi din alte performanțe care ne reprezintă la campionatele internaționale, avem sportivi care practică sportul recreațional și respectiv pentru fiecare categorie analizăm riscurile.
Documentele care sunt documente tehnice, sunt documente standarde și în baza unor criterii de riscuri. Finanțarea, popularitatea sportului, numărul de participanți, creșterea de performanță, se identifică care este cel mai potențial sportiv. Doamna Stamat, în continuare. Bună ziua. Spuneți, vă rog, când expiră termenul deci din angajamentele noastre față de Agenția Internațională, fiindcă astăzi se votează în prima lectură, deci în a doua lectură va fi abia în sesiunea de toamnă, cam asta ar fi ideea. Și a doua întrebare conexă cu prima este de ce e atât de târziu. Înțeleg că e un proiect de lege, adică e o lege cap-coadă, dar de ce practic în ultima zi a sesiunii parlamentare și sunt două zile de când e înregistrat proiectul în Parlament. Mersi. Noi am primit a doua avertizare de la Agenția Mondială Antidoping, care ne-a indicat un termen de 2 septembrie, însă conform procedurilor noi mai avem încă 3 săptămâni, așa că sperăm să reușim în sesiunea din toamnă. Alt moment de ce s-a lucrat așa de greu, a fost coordonată de două ori proiectul de lege cu Agenția Mondială Antidoping să fie conform criteriilor și standardelor internaționale și cred că s-a lucrat. Nu putem scrie un proiect de lege rapid care să fie modificat de fiecare dată. Vă mulțumesc. Alte întrebări, stimați colegi? Alte întrebări nu sunt. Vă rog să luați loc. Mulțumesc. Raportul comisiei, doamna Nicolaescu. Se poate de pe loc? Da, vă rog. Stimați colegi, Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, în conformitate cu prevederile regulamentului Parlamentului, a examinat prezentul proiect de lege și relevă următoarele. Potrivit notei informative, condițiile ce au impus elaborarea proiectului de lege în cauză se datorează intrării în vigoare la data 1 ianuarie 2021 a noului Cod Mondial Antidoping, elaborat de către Agenția Mondială Antidoping. Codul respectiv are drept scop principal armonizarea politicilor antidoping, a reglementărilor referitoare la relațiile dintre structurile sportive și autoritățile publice din întreaga lume. Astfel, s-a demonstrat că legea numărul 185 din 11.07.2012 pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport actualmente nu corespunde cerințelor actuale înaintate de Codul Mondial Antidoping și standardele internaționale. Prin urmare, analizând prevederile proiectului, se constată că acesta propune adoptarea unui nou cadru normativ ce reglementează domeniul de prevenire și combatere a dopajului în sport în Republica Moldova, elaborat ca urmare a adoptării și intrării în vigoare a Codului Mondial Antidoping menționat. Potrivit proiectului, se propune modificarea Consiliului Administrativ din cadrul Agenției Naționale Antidoping în Consiliul Consultativ și stabilirea unor noi criterii de selecție a membrilor Consiliului, instituirea Comisiei de Acordare a Scutirilor de Uz Terapeutic, Comisii de Audiere și Comisii de Apel cu reglementarea remunerării membrilor și secretarilor acestora din contul bugetului de stat, precum și lărgirea competenței agenției prin atribuirea sarcinii de autorizare a cluburilor sportive și sălilor de fitness, instruirea antrenorilor și instructorilor cu privire la interzicerea administrării și urmările grave a utilizării substanțelor interzise. Este de menționat că proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport reprezintă o urgență legislativă, deoarece modificările adusele Codului Mondial Antidoping, urmarea procesului de revizuire aprobată de către Comitetul Executiv al Agenției Naționale Mondiale Antidoping, în noiembrie 2019 și respectiv, noi deja avem întârziere. În cursul anului 2020 a existat un termen de a fi preluate integral aceste prevederi în legislația națională către data de 1.1.2021. Mai mult de atât, așa cum ați auzit și în prezentarea proiectului, există și un raport de acțiuni corective emis de Agenția Mondială Antidoping pentru Republica Moldova, în care a avut loc această constatare a necorespunderii legislației naționale pentru prevenirea și combaterea dopajului în raport cu cerințele Codului Mondial Antidoping. În contextul celor expuse și urmarea examinării proiectului și a dezbaterilor ulterioare, Comisia, în ședința de astăzi, cu votul tuturor membrilor prezenți, 8 voturi pentru, propune proiectul de lege 328 din 27.07.2022 spre examinare și adoptare în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Mulțumesc!
Vă mulțumim, stimați colegi. Întrebări la raport? Întrebări nu sunt. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului în prima lectură proiectul 328 din 27.07.2022, proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport. Lectura 1, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 328 din 27.07.2022, proiect de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport, votat în prima lectură de 75 de deputați. Vă mulțumesc. Următorul proiect propus atenției dumneavoastră este proiectul 329 din 28.07.2022, proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament. Doamna Stamate, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament. În temeiul articolului 69, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 2, alineatul 8 din legea numărul 39 despre statutul deputatului în Parlament, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se ia act de cerere de demisie a deputatului în Parlament Vladimir Bolea, ales din partea Partidului Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate. Articolul 2. Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament care aparține Partidului Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate. Articolul 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. Stimați colegi, întrebări? Domnul Furculiță. Mulțumesc. Eu vreau să constat că în calitate de președinte al Comisiei Agricultură, domnul Vladimir Bolea a fost un președinte foarte bun și dacă ar fi să depindă plecarea sau nu plecarea, eu n-aș vota, domnul Vladimir, pentru tine să plecați. Dar cum spuneți? Dacă spuneți să votăm, noi votăm. Eu, de acolo, de acolo, da, vă rog. Da. Eu pot citesc raportul și... permiteți-i, vă rog, domnule deputat. Câte minute? Să știți că am foarte mare emoție astăzi, sunt ultimele minute când sunt deputat. Acum stăteam și mă gândeam că cu 3 ani și 5 luni în urmă, în martie, am intrat prima dată în sala asta în calitate de deputat. Și toți 3 ani și 5 luni am muncit în binele și în beneficiul poporului Republicii Moldova. Ei au fost pentru mine valoarea supremă, oamenii noștri. Am încercat să fac tot ce este posibil. Să știți că mandatul de deputat și funcția de deputat în sine este un instrument extraordinar prin intermediul căruia poți face, la propriu, este proverbul ăsta nostru în Moldova, să răstori munți. Eu vă doresc, mulți stimați deputați, în continuare foarte multă muncă, cu abnegație. Să nu uitați niciodată că afară din această clădire, când ieșiți, sunt 2,5 milioane de oameni care așteaptă de la noi soluții, muncă, decizii corecte și niciodată să nu uităm mâinile țăranilor aia crăpate, ochii lor, pentru că eu astăzi am fost la mânare niște tractoare și am văzut iarăși când îți strângi mâna un agricultor, îi simți scoarța pământului în palmele lui. Și în acest considerent eu vreau să nu uităm niciodată de acești oameni care stau afară, muncesc, așteaptă de la noi legi care să le ușureze viața și să dezvolte Republica Moldova. Eu am fost onorat să lucrez în acest forum înalt al țării noastre și consider că cu demnitate am dus această funcție de deputat până la bun capăt. Sper să reușesc în continuare să umplu cu foarte mult sens
o altă funcție în alt în stat, de la care se așteaptă foarte multe rezultate și care trebuie să devină un alt instrument prin intermediul căruia agricultorii din Republica Moldova reușesc să soluționeze problemele cu care se confruntă zi de zi. Vă mulțumesc mult, am fost onorat să lucrez alături de voi în calitate de deputat în acest Parlament. Mulțumesc! Eu acum am o întrebare. Cum să votez tu după... cum să votez tu așa? Domnul Păpșoi? Colegul nostru, domnul Bolea, astăzi pleacă din Parlament pentru a-și îndeplini cu onoare mandatul, noul mandat de ministru. Și astăzi a venit și ploaia. Dacă știam că acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim, probabil am fi făcut acest lucru mai devreme. Dar dacă e să fim serioși, trebuie să-i mulțumim domnului Bolea în numele întregii fracțiuni PAS pentru abnegația de care a dat dovadă în exercitarea mandatului de deputat. Este încă, până la acest vot, unul din cei mai activi și eficienți deputați, nu doar din această legislatură, dar chiar din legislaturile precedente. Este un bun prieten și apărător a intereselor agriculturii, este un coleg foarte cum se cade, ne va lipsi, dar știm că funcția de ministru agriculturii este pe mâini bune. La mai mult și la mai mare și un sincer mulțumesc din partea fracțiunii PAS și a alegătorilor care ne-au încredințat acest mandat. Mersi! Vă mulțumim! Raportul comisiei. Da, vă rog. Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind demisia unui deputat în Parlament. Prezentul proiect de hotărâre se propune Parlamentului să ia act de cerere de demisie a deputatului în Parlament, domnul Vladimir Bolea, ales din partea Partidului Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate și declararea mandatului de deputat vacant. În conformitate cu articolul 69 alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova, unul din temeiurile de încetare a calității de deputat îl reprezintă demisia. În conformitate cu articolul 2 alineatul 8 din legea numărul 39 din 1994 despre statutul deputatului în Parlament, cererea demisie din funcție de deputat se prezintă președintelui Parlamentului, iar Parlamentul prin hotărârea sa va lua act de cerere de demisie a deputatului și va declara mandatul vacant. Comisia Juridică, Numiri și Imunități constată că cererea de demisie prin care se informează despre renunțarea la calitate de deputat a fost depusă de către domnul Vladimir Bolea în adresa președintelui Parlamentului la data de 28 iulie 2022. În rezultatul examinării, membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, cu votul unanim al membrilor prezenți, au decis să propună plenului Parlamentului spre examinare și adoptare proiect de hotărâre cu numărul 329 din 28.07.2022. Din păcate, n-am găsit nici măcar o greșeală în cererea aceea de demisie de care să ne legăm ca să nu lăsăm pe domnul Bolea să plece. Asta este, stimați colegi, vă mulțumesc! Mersi mult, totul are un început și are și un sfârșit și orice sfârșit e un nou început, domnul deputat, așa că noi vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră ministerială. Stimați colegi, rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului proiectul 329 din 28.07.2022, proiect de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 329 din 28.07.2022, proiect de hotărâre privind demisia unui deputat, susținut de 79 de deputați. Iată cu ei se lipsești tu cel mai mult! Vă mulțumim! Stimați colegi, se anunță o pauză.
până la 14.00. La 14.00 revenim pentru ultima procedură de încheiere a sesiunii. Vă mulțumesc!
Stimați colegi, rog să vă ocupați locurile. Stimați colegi, ultimul punct de pe agenda de astăzi, proiectul 327 din 27.07.2022, proiectul de hotărâre cu privire la încheierea primii sesiuni ordinare a anului 2022. Cu permisiunea dumneavoastră, o să prezint acest proiect, proiect de hotărâre cu privire la încheierea primii sesiuni ordinare a anului 2022. În temeiul articolului 67 alineatul 1 din Constituția Republicii Moldova și articolul 37 alineatul 1 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin legea 797 din 1996, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1, prima sesiune ordinară a anului 2022, se încheie la 29 iulie 2022. Articolul 2, prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. Întrebări la proiectul de hotărâre? Întrebări nu sunt. Rog să ne pregătim pentru procedura de vot. Supun votului proiectul 327 din 27.07.2022, proiectul de hotărâre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2022. Rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 327 din 27.07.2022, proiect de hotărâre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare în anul 2022, susținut de 75 de deputați. Vă mulțumesc! Cu permisiunea dumneavoastră, o să vin cu o adresare către stimatul plen de la Tribuna Centrală. Stimați colegi, suntem la finalul unei sesiuni parlamentare care s-a desfășurat în una dintre cele mai dificile și complicate perioade, nu doar din istoria Republicii Moldova, dar a întregii regiuni. Agresiunea militară rusă, nejustificată din Ucraina, a răsturnat cursul firesc al lucrurilor, iar data de 24 februarie 2022 a devenit un punct de referință la nivel planetar, și care a adus cu sine probleme pe care omenirea nu le-a întâlnit de la al doilea război mondial. Imediat după începerea războiului, am fost nevoiți să declarăm starea de urgență, care din păcate continuă. Războiul din Ucraina e departe de a se sfârși, iar lucrurile care ne privesc rămân în vigoare. Din păcate, cad rachete la zeci de kilometri de granița noastră. Mor oameni nevinovați, copii, femei, bătrâni, la Vinița, Sergeevka, Odessa. Statul are nevoie să reacționeze rapid pentru a asigura securitatea cetățenilor proprii și a zecilor de mii de refugiați care și-au găsit adăpostul la noi în țară. Valul de refugiați a fost prima noastră încercare, când trebuia, într-un timp scurt, să facem față unei crize umanitare fără precedent, când zeci de mii de femei și copii au trecut în țara noastră pentru a-și salva viețile. Răspunsul moldovenilor
a fost unul exemplar. Empatie, solidaritate și dărnicie. Mii de voluntari, polițiști, funcționari, aleși locali, oameni simpli, au donat bani, au adăpostit familii, haine, alimente pentru a ajuta poporul ucrainean. Gestul nostru a fost apreciat de întreaga lume, dar responsabilitatea noastră față de acești oameni rămâne în continuare. Războiul a declanșat mai multe procese la scară globală, evidențiind mai multe riscuri și pericole, dar a schimbat esențial politica externă a lumii civilizate. Uniunea Europeană a acceptat în sfârșit statutul de țară candidat pentru Republica Moldova și Ucraina. Este realizarea noastră cea mai importantă. Da, evenimentele tragice din Ucraina au accelerat acest proces, dar fără determinarea și hotărârea oamenilor noștri, nu cred că am fi reușit. Votul istoric de acum un an a demonstrat fără niciun dubiu aspirațiile europene ale noastre. Înțelegem că va fi un drum dificil, că va fi nevoie de multă muncă și perseverență, dar noi știm încotro să mergem și știm ce avem de făcut. Avem de făcut multe teme pentru acasă, începând cu justiția, dezvoltarea economică, regională, protejarea minorităților naționale și așa mai departe. Și le vom face, fiindcă noi am promis asta și este ceea de ce avem nevoie. Nu e nimic ieșit din comun și doar așa putem crea un stat prosper și dezvoltat. Acum, prioritatea numărul unu pentru noi este justiția. O justiție corectă și un stat de drept este crezul nostru și rațiunea de a fi a actualei guvernări. Fără justiție nu vom avea economie prosperă, nu vom avea drepturi protejate și nu vom avea securitate. Iată de ce pentru Parlamentul Republicii Moldova reforma justiției este obiectivul nostru primordial. În această sesiune am adoptat mai multe legi menite să întărească independența magistraților, instituțiilor reprezentative, dar și să-i responsabilizeze. Am proclamat principiul toleranță zero la corupție. Am votat legi care permit judecarea și condamnarea în lipsă pentru crime legate de corupție și confiscarea extinsă a averilor celor care nu își pot justifica averile. Și vom adopta și altele, fiindcă dreptatea trebuie să triumfe. Nu vom tolera finanțarea ilegală a partidelor politice. Partidele sunt instituții foarte importante într-un sistem democratic. Prin partide politice, oamenii ajung în funcții eligibile. Corupția în partide înseamnă corupție în politică. Și oamenii au spus foarte clar în rezultatul alegerilor din 2020 și 2021 că s-au săturat de trișeri și de faptul că politicienii sunt deasupra legilor. Declararea surselor de finanțare este foarte importantă, iar cine nu vrea să se conformeze va fi pedepsit așa cum o cere legea. Pachetul social și economic. Avem un număr mare de pensionari și de oameni cu venituri foarte mici, care așteaptă să fie protejați de stat. Am mărit pensiile, am mărit indemnizațiile și compensațiile pentru servicii. Știm că nu este suficient. Știm că trebuie mai mult, dar spre o deosebire de guvernările precedente, care își însușeau veniturile generate de populație prin scheme, rente, monopoluri și delapidări, acum ele sunt redirecționate spre necesitățile populației. Ne-am concentrat pe îmbunătățirea mediului de afaceri și pe atragerea de investitori pentru a crea oportunități economice acasă și pentru a stopa migrația. Ne dorim în continuare să făurim Europa aici, acasă, astfel ca generațiile noi să poată contribui la dezvoltarea țării. Aș avea un mesaj aparte către funcționarii care interacționează cu mediul de afaceri. Mesajul este simplu. Acești oameni cu întreprinderi mici, mijlocii mari, sunt oameni
care produc valoare adăugată. Din activitatea lor, noi putem plăti pensii, salarii, construi drumuri, repara școli și grădinițe. De aceea, atitudinea față de ei trebuie să fie una foarte și foarte respectuoasă, în special în aceste timpuri grele. Criza energetică ne-a demonstrat odată în plus cât de necesare sunt reformele în acest domeniu pentru Republica Moldova. Astfel, pe lângă prioritatea de diversificare a surselor de energie și sporirea capacităților de generare, am operat un șir de modificări la legislație astfel ca furnizorii de gaze naturale să fie obligați să aibă stocuri de gaze naturale cel puțin 2 luni de iarnă. O altă provocare o constituie combaterea știrilor false și propagandei. În acest sens, proiectele elaborate vor oferi instituțiilor statului mai multe instrumente care să combată și să pedepsească propaganda și dezinformarea, care pune în pericol securitatea statului, cum ar fi informațiile care incită la ură sau violență, justifică și promovează agresiunea militară, agresiunea de tip hibrid sau elemente ale acestora provin de la autorități publice ale statelor aflate în conflicte militare, declarate, recunoscute stat drept stat agresor. Proiectul de lege va fi consultat pe larg și toate propunerile și obiecțiile vor fi analizate până la a doua lectură. Stimați colegi, vreau să vă invit să medităm asupra unui fapt. Noi cu dumneavoastră suntem generația care avem responsabilitatea pentru proiectul de integrare europeană. Este proiectul generației noastre. Și sunt sigur că, indiferent de viziunile și opțiunile noastre ideologice, toți își dau seama cât de important este această fereastră de oportunitate, care se deschide foarte rar. Foarte rar. De aceea, de datoria noastră este să folosim această ocazie. Să ancorăm țara noastră, mică, frumoasă, cu un popor harnic, cu minte, prea cu minte uneori, într-un spațiu civilizațional al păcii, al dezvoltării, al prosperității. Și haideți să facem lucrul ăsta și pentru noi, dar cel mai important, pentru copiii noștri. Mă adresez nu doar la cei care sunt prezenți în această sală, mă adresez la toate forțele politice, sociale, lideri de opinie, mass media. Haideți să facem un efort comun pentru a folosi momentul care ne-l oferă istoria. Noi cu dumneavoastră, dincolo de viziunile care le avem, suntem datori să facem acest proiect. Eu, pe final, vreau să vă mulțumesc tuturor dumneavoastră pentru munca care ați depus-o, pentru inițiativele cu care ați venit, pentru discuțiile în contradictorii, care au fost foarte bune. Și într-un final, cred eu, a culminat cu niște legi bune pe care le așteaptă cetățenii noștri. Vă propun să continuăm în aceeași manieră. Eu vreau să mulțumesc angajaților Parlamentului, deși sunt invizibili pentru publicul larg, suntem văzuți noi în ședință, ei sunt cei fără de care noi n-am putea efectua, realiza munca noastră de creație legislativă. Mersi mult pentru seriile și zilele, orele lucrate extra program, atunci când a trebuit să redactați, să pregătiți materiale pentru ședință și să le remitem la promulgare. Și desigur vreau să mulțumesc mass media, care ne urmărește, care obiectiv comunică despre ceea ce facem noi aici, ne ține într-o formă fizică și psihică bună și așa trebuie să fie. Ei sunt cei care relatează despre ceea ce facem noi, și bune și mai puțin bune, dar credeți-mă, intenția lor este bună. Ei vor să transmită ceea ce se întâmplă în această clădire, ceea ce se întâmplă în această sală. Lucru pentru care eu le mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru contribuție. Știu că aveți planuri mari. O să mergeți în comunități, o să mergeți în sate,
să explicați oamenilor ce am făcut în această sesiune și vă îndemn să faceți lucrul ăsta cât mai des. Mersi mult! Stimați colegi, așa cum este corect, sesiunea de primăvară a ședinței în plen a Parlamentului o declar închisă, iar de data aceasta rog vă anunț că pentru intonarea, interpretarea imnului este invitată soprana Tatiana Costiuc, maestru în artă, solistă a Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici. Rog să onorăm drapelul și imnul de stat al Republicii Moldova. Limba noastră e o și rac de piatră rară pe moșii revărsate. Limba noastră-i foc ce arde într-un neam ce fără veste s-a trezit din somn de moarte ca viteazul din poveste. Răsăriva o comară în adâncuri infundate, un șirac de piatră rară pe moșii revărsate. Stimați colegi, vreau să vă anunț la final de sesiune am invitat să vină alături de noi Corul Filarmonicii Regionale din orașul Vinița, Ucraina, care în această perioadă care în această perioadă se află în Republica Moldova pentru a participa în cadrul proiectului Orchestra Unită Moldova, România, Ucraina, Europa, care vine să aducă în localitățile precum Chișinău, Butuceni, Tighina, Sibiu, 110 tineri muzicieni din 7 țări. Un proiect născut din crezul de a susține solidaritatea pentru Ucraina și a promova Anul Tineretului în Europa. Un alt obiectiv al acestui proiect este de a facilita cunoașterea reciprocă și dialogul dintre populația de pe ambele maluri ale Nistrului. Sigur că acest proiect nu putea fi realizat fără suportul Ministerului Culturii, Ministerului Educației și Cercetării, Delegația Uniunii Europene, UNDP, Fundația East Europeană, Ambasada Suediei, Olandei, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu, Kaufland Moldova. Le mulțumim pe această cale și le urăm bun venit în Republica Moldova. Vă rugăm să savurăm din acele momente plăcute pe care o să ne le ofere.
Foarte emoționant. Stimați colegi, mulțumim colegilor din Ucraina, Corul Filarmonicii Regionale, Vinița, pentru acest moment emoțional, o încărcătură emoțională deosebită și sunt sigur că am fost pe aceeași undă și am trăit aceleași sentimente și de solidaritate și de susținere. Mie nu-mi rămâne decât să declar sesiunea de primăvară a ședinței Parlamentului Republicii Moldova închisă. Mersi mult pentru muncă, fiți sănătoși, pace, pace tuturor!